Vladimir Putin susține că armata sa controlează orașul Port Mariupol. De cealaltă parte, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky spune că rușii controlează cea mai mare parte a orașului. Cu toate acestea, militarii ucraineni rămân și ei într-o parte a acestuia. În timp ce bombardamentele continuă, evacuarea civililor stagnează. Este o nouă zi în care evacuarea victimelor războiului nu va fi posibilă. O nouă zi de disperare în Ucraina. Відтягувати неминуче час, коли загарбникам доведеться піти з нашої землі, в тому числі з Маріуполя. Ви залишите свою країну, настільки бідною Росія не була з часів громадянської війни після 1917 року. Тож краще зараз шукайте мир. На жаль, Росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемир'я. Це дуже... A transmis președintele Volodymyr Zelensky. Între timp, în Mariupol, aproape 120.000 de civili nu pot fi încă evacuați. Dintre aceștia, aproximativ 1.000 sunt prinși în adăpostul uzinei de la Azovstal. La doar câțiva kilometri de uzină, cei rămași în Mariupol așteaptă pacea. Pol, da, este Mariupol, miestni jitili. Și uite, s-a terminat. Soldații care luptă pentru eliberarea regiunii consideră că fac ce trebuie și că victoria va fi de partea lor. Должны сдаваться, якобы. А там не знаю. Предложение ему. Да, конечно, будет за нами. Наше дело правое. На Хрещатик. Deși Vladimir Putin susține că Mariupol se află sub conducerea rușilor, Zelensky spune că orașul se află într-adevăr în mare parte sub conducerea acestora, dar că și militarii ucraineni controlează o parte a acestuia. Și primarul din Mariupol susține că orașul nu a fost cucerit. Місто було, є і залишається сьогодні українським. Тому що сьогодні наші хоробрі воїни, наші герої захищають, наскільки сьогодні це можливо, наше місто. Тому які там лунають заяви? Primarul orașului Mariupol a lansat un nou apel și a cerut evacuarea completă a orașului. Din păcate, acest lucru nu este posibil. Rușii refuză să deschidă coridorul pentru civili și pretind în mod cinic că nu înțeleg diferența dintre un coridor pentru predarea militarilor și un coridor umanitar pentru evacuarea civililor. Dar ei înțeleg toate lucrurile acestea. Încearcă doar să pună presiune pe militarii noștri. Cerem din nou liderilor mondiali și comunității internaționale să depună orice efort este necesar pentru deschiderea coridorului umanitar din Azovstal pentru evacuarea femeilor, copiilor și bătrânilor. A scris astăzi vicepremierul Ucrainei pe Telegram. În regiunea Donețk însă aproape 3/4 din populație au evacuat zona. Potrivit guvernatorului regiunii, din 1,6 milioane de locuitori, acum doar 430.000 de oameni se mai află în Donețk. Rușii au capturat 42 de sate din estul Donețkului. Deși atacurile continuă în mai multe zone din întreaga țară, pierderile rușilor sunt în creștere. Un ziar pro-Kremlin ar fi anunțat că peste 13.000 de soldați ruși ar fi murit de la începutul invaziei. Alți 7.000 ar fi dați dispăruți. Armata ucraineană susține însă că rușii ar fi pierdut până acum aproximativ 21.000 de soldați și 3.000 de vehicule blindate și tancuri. De asemenea, rușii și-ar fi readus în țară mai multe echipamente militare deteriorate pentru a le repara. Președintele Băncii Mondiale a estimat pagubele materiale ale Ucrainei la 60 de miliarde de dolari. Suma ar putea crește însă pe măsură ce atacurile continuă.